dimineața, stimați colegi, stimate domnule președinte, stimate domnule prim-ministru, vreau să vă mulțumesc în mod aparte pentru disponibilitatea de a da curs invitației de a participa alături de noi la ședința Colegiului Lărgit al Ministerului Afaceri Externe și Integrării Europene. Și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc și colegilor noștri ambasadori în capitalele statelor membre ale Uniunii Europene care au venit și dânșii la această ședință pentru a avea un profund schimb de opinii despre stadiul actual al relațiilor noastre cu partenerii de dezvoltare, precum și să vedem de comun acord cum stabilim și cum trasăm obiectivele pentru anul 2020. În mod aparte vreau să menționez că reuniunea de astăzi a Colegiului este prima după o pauză de 10 ani. Ceea ce înseamnă că timp de 10 ani nu s-a discutat în plen, nu s-a discutat cu echipa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, nu au fost luate decizii colegiale, lucru care pe mine personal mă bucură că revenim în albea funcționării normale a instituției. Ministerul Afacerilor Externe, ca și oricare alt minister, are nevoie de dezbateri, deliberări, poziții argumentate, care să se reflecte în abordarea unei poziții consolidate a Ministerului. Dați-mi voie să propun pentru aprobare agenda Colegiului de astăzi, care este una succintă, dar foarte consistentă, 3 puncte. Raportul de activitate a Ministerului pe anul 2019, raportul obiectivele de activitate ale Ministerului pentru anul 2020 și aprobarea hotărârii finale a Colegiului Ministerului Afaceri Externe. Domnul președinte, dacă nu vă supărați, am să trec la o succintă prezentare a situației la care suntem acum, după care să vă invit să veniți dumneavoastră cu sugestiile și recomandările pentru colegi. Și, domnul prim-ministru, aș fi foarte recunoscător dacă veți sta alături de noi pe toată durata ședinței ca să facem împreună totalurile, rugându-vă ca la final să trasăm linia împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Deci, înainte de a recurge la discuția propriu-zisă în scurtul meu discurs, voi începe cu unele observații de ordin general. Dacă e să ne referim la conduita instituțională a Ministerului Afaceri Externe și Integrării Europene perioada 2019, putem să constatăm că activitatea a fost una profund marcată de evoluțiile politice interne. După cum cunoașteți, anul începând cu o campanie electorală, după care au urmat 3 luni de incertitudine politică în care organele puterii legislative și executive așa și nu au mai fost constituite. Mai mult, în toată această perioadă, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și subdiviziunile sale, au fost implicate pe dimensiunea externă în lupta politică pentru menținerea la puterea a fostului regim. Mai grav, s-a atestat efectul așa numitului stat capturat și în raport cu sistemul diplomatic al Republicii Moldova, când ministerul nostru a fost transformat de facto într-o secție banală a relațiilor externe a unui singur partid. Atribuțiile ministerului fiind efectiv preluate de centrala partidului respectiv. Lucru care sper cu susținerea domnilor voastre, domnule președinte, domnule prim-ministru, vom încerca să-l evităm legislativ introducând în legea cu privire la serviciul diplomatic depolitizarea instituției. După care a urmat constituirea coaliției PSRM acum, care timp de 5 luni au fost create ramurile puterii de stat și instituțiile statului au revenit la o cooperare fructuoasă în vederea asigurării și promovării unei politici externe multidimensionale,
având raport cu partenerii externi, în raport cu partenerii externi, obiectivul de dezoligarhizare a statului și reluării reformelor necesare. După schimbarea guvernului din noiembrie anul trecut, a urmat continuarea eforturilor în promovarea unei politici externe echilibrate, axate pe pragmatism și nevoia de modernizare și prosperitatea țării. În toată perioada de referință, instituția a activat în urma a trei planuri de activitate ale guvernelor din 2019. La șefia Ministerului fiind schimbați trei miniștri timp de un an, ceea ce fără îndoială a marcat activitatea serviciului diplomatic, atât prin felul în care se puneau sarcinile, cum se executau acestea, cât și prin stilul de administrare sau al promovării cadrelor. Acest lucru și-a lăsat amprenta și pe activitatea misiunilor diplomatice, a încetinit radical procesul de rotație în cadrul instituției. În ceea ce privește integrarea europeană, aceasta a constituit și rămâne a fi o prioritate în activitatea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, atât pe parcursul anului 2019, cât și în ceea ce privește obiectivele pentru anul curent. Evoluțiile în acest sens au fost determinate de complexitatea proceselor politice interne, intensitatea acestora pliindu-se pe cea a schimbărilor în viața politică din Republica Moldova. Obiectivul de realizare a acțiunilor din acordul de asociere, utilizarea la maxim a oportunităților oferite de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, rămân a fi priorități în politica noastră externă. În ceea ce privește obiectivele pentru anul curent, aș menționa negocierea unei noi agende de asociere cu Uniunea Europeană. Cunoașteți foarte bine că s-a încheiat Planul Național de Realizare a Acțiunilor care derivă din Acordul de Asociere 2017-2019. În parcursul anului 2020 ne vom axa pe realizarea acțiunilor restante, dar în paralel vom demara negocierea unei noi agende de asociere cu Uniunea Europeană. Vom căuta să dezvoltăm în continuare dialogul politic la nivel înalt și printre prioritățile noastre în acest aspect rămâne și cadrul parteneriatului estic, concentrându-ne pe dezvoltarea proiectelor pentru strategia post-2020, pregătindu-ne, domnul președinte, pentru participarea eficientă la summitul parteneriatului estic din iunie anul curent de la Bruxelles. În 2019, relațiile politice bilaterale cu țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv cu partenerii noștri strategici, s-au dezvoltat în funcție de evoluțiile politice interne iarăși. Printr-o privire per ansamblu, putem spune că în 2019, cooperarea cu țările membre ale Uniunii Europene, pe plan bilateral, inclusiv cu partenerii, în mod special Germania, Franța, Italia, au continuat preponderent pe dimensiunile sectoriale. Relațiile bilaterale cu România s-au dezvoltat în baza parteneriatului strategic bilateral și vor continua să se dezvolte în aceeași albă. Pentru noi este esențial ca în relațiile cu România, cu care avem o relație specială, să continuăm realizarea înțelegerilor convenite în interesul prioritar al cetățenilor. Totodată, 2019 a fost menținută dinamica activă a dialogului politic moldo-ucrainean. Urmează să continuăm la fel și în anul curent. Tot pe parcursul anului 2019 am menținut multidimensional dialogul strategic cu Statele Unite ale Americii, lucru care va continua și pe parcursul anului curent, în special în ceea ce privește calificarea Republicii Moldova în competiția pentru a deveni eligibilă de a intra în Millennium Challenge Program Compact 2. În mod aparte, vreau să atrag atenția la relațiile moldoruse, care în parcursul anului 2019, în special începând cu iunie anul trecut, au cunoscut o dinamizare a dialogului politic, reluarea dialogului între Chișinău și Moscova și, cu siguranță, pe parcursul anului curent, vom căuta să aprofundăm relațiile pragmatice cu acest partener strategic al Republicii Moldova. O politică de deschidere am menținut în anul trecut cu Japonia, cu Republica Populară Chineză, Coreea de Sud, Turcia, Israel, urmând, evident, ca în anul curent să valorificăm beneficiile oferite de cooperare bilaterală cu aceste și alte state.
În ceea ce privește cooperarea multilaterală, în perioada de referință au fost valorificată plenar calitatea de membru a Republicii Moldova în cadrul Comisiei ONU pentru Populație și Dezvoltare, Comisiei ONU pentru Programe și Coordonare, Consiliului Executiv al Programului Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați, etc., etc. Moldova a fost aleasă în nouă structuri din sistemul ONU, inclusiv Organizația Mondială a Turismului și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Cooperarea cu NATO se bazează pe recunoașterea neutralității Republicii Moldova, precum și pe o interacțiune neangajantă, conformă necesităților exprese ale Republicii Moldova și va fi în continuare orientată la necesitățile naționale privind modernizarea sectorului de securitate și apărare, cooperarea în domeniul comunicării strategice și diplomației publice, promovarea pozițiilor și intereselor Republicii Moldova în domeniul neproliferării, dezarmării și controlului efectiv al armamentului în cadrul organizațiilor internaționale. Cooperarea Consiliului Europei este un capitol aparte în relațiile noastre. Pe anul, parcursul anului trecut a fost marcat în mare măsură de procesele, iarăși, politice interne de la noi de acasă. Însă, trebuie să recunoaștem că virgulă Consiliul Europei a contribuit și el la transferul pașnic al puterii în iunie anul trecut la noi, în Republica Moldova. Pentru anul în curs, 2020, cooperarea Consiliului Europei este una prioritară și crucială în ceea ce privește realizarea ambițiosului program de reformă a justiției naționale. Anul 2020 este anul în care vom celebra 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline la Consiliul Europei. Cu această ocazie țin să vă anunț că deja am primit confirmarea unei vizite oficiale în țara noastră a Secretarului General al Consiliului Europei și cu certitudine va trebui să demonstrăm că suntem un partener credibil al acestei organizații europene. În 2019, Serviciul Diplomatic a continuat eforturile în vederea asigurării unor condiții propice pentru desfășurarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean. La reuniunea Consiliului Ministerial OSCE de la Bratislava, decembrie trecut, pentru a șaptele an la rând a fost adoptată declarația politică cu privire la procesul de negociere în formatul 5+2 privind reglementarea transnistreană. Evident, în 2020 vom insista în continuare asupra demarării discuțiilor politice privind statutul propriu-zis al regiunii transnistrene, evident ca parte componentă a Republicii Moldova reîntregite. Totodată vom depune eforturile pentru realizarea deplină a deciziilor summitului OSCE din 1999 de la Istanbul. După cum vedeți, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a efectuat un volum complex și diversificat de activități în anul 2019, iar pentru 2020 ne propunem să lucrăm la o agendă externă cât mai realistă, concretă și de perspectivă, pornind de la politică externă echilibrată, de la o viziune pro-Moldova, de la prioritatea intensificării eforturilor de implementare a acordului de asociere și a acordului de liber schimb pe care le avem cu Uniunea Europeană, de la avantajele oferite de dezvoltarea parteneriatelor strategice existente și formalizării unor parteneriate strategice noi, care urmează a fi reflectate în noua concepție a politicii externe, care sperăm să fie adoptată pe parcursul anului. Stimate domnule președinte, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă mulțumesc și, domn președinte, dacă aveți plăcerea, vă rog să... Da, vă mulțumesc, stimați diplomați, stimate domnule prim-ministru, stimate domnule ministru. În primul rând, sunt bucuros și onorat că astăzi am posibilitatea să particip la colegiul lărgit a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Cred că este o bună oportunitate pentru a face un schimb de opinii referitor la principalele obiective care ne stau în față. Eu vreau să trasez și să punctez succint trei elemente. Pentru că mai detaliat veți discuta parcursul zilei. Apropo, cu o bună parte din cei prezenți, noi astăzi avem o întrevedere separată la președinție, după masă, unde vom discuta mai detaliat pe fiecare element. Dar vreau să mă opresc la trei elemente de bază. Primul, politica externă, prioritățile. Doi, tot ceea ce ține de activitatea Ministerului și trei, misiunile diplomatice, adică activitatea ambasadilor în afara țării. În ceea ce ține de politica externă, cunoașteți că încă câțiva ani în urmă
Eu am venit cu un concept nou privind promovarea unei politici externe echilibrate. La baza acestei abordări stă interesul național al Republicii Moldova. Noi vrem și suntem deschiși pentru cooperare cu toate țările și cu toți partenerii noștri externi, și din Est și din Vest. Drept priorități, implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Eu cred că lucrul ăsta este clar pentru toți și este indiscutabil. Cunoaștem poziția partenerilor noștri de la Bruxelles, cunoașteți pașii care le-a făcut inclusiv actualul guvern, care pe unele elemente este mult mai ambițios decât guvernul precedent și unele guverne din ultimii ani. Și sunt ferm convins că acest dialog bilateral cu Bruxelles va continua și va fi unul eficient. Vreau să vă asigur că din partea conducerii Republicii Moldova, atât instituții prezidențiale, cât și sunt sigur din partea tuturor instituțiilor, noi avem o deschidere totală față de partenerii noștri de la Bruxelles. Vom insista în continuare pe dezvoltarea relațiilor strategice cu partenerii noștri cu care avem semnate acorduri strategice, mă refer la Federația Rusă. Domnul ministru a declarat în anul precedent, în 2019, noi am restabilit dialogul la toate nivelurile. În ultimii 3-4 ani, dialogul cu Federația Rusă era menținut doar la nivelul instituției prezidențiale, acum avem un dialog bun și la nivelul legislativului și la nivelul executivului. Cred că acest dialog va continua. Foarte important, foarte important dezvoltarea relațiilor cu vecinii noștri. Vreau să amintesc că în aprilie anul curent noi marcăm 10 ani de la semnarea acordului de parteneriat cooperare strategică cu România. Noi ne dorim foarte mult ca acest parteneriat strategic să fie dezvoltat în continuare. Țin să menționez că noi nu avem subiecte și contradicții, subiecte dificile și contradicții cu partenerii noștri din România. Chiar dacă ei trec acum printr-o situație politică internă mai dificilă, aceasta este treaba lor internă, noi nu ne implicăm, noi le urăm succes să treacă peste această perioadă și ne dorim ca dialogul să fie eficient în continuare. Și vom face tot posibilul pentru acesta. Avem parteneriate strategice semnate și cu alte țări, vreau să menționez prima ședință care a avut loc anul trecut cu Turcia. Avem parteneriat strategic cu Turcia semnat în 2018. Sunt și alte acorduri strategice cu Statele Unite, cu alți parteneri importanți. Sperăm foarte mult că în luna martie am putea să semnăm un astfel de parteneriat strategic și cu Ungaria în cadrul vizitei prim-ministrului Ungariei la Chișinău. Astfel, stimați colegi, vă rog foarte mult, aceste priorități de politică externă echilibrată. Nu căutăm dușmani în afara țării, căutăm prieteni și în Est și în Vest. Nu încercăm să facem jocurile cuiva în luptele sale geopolitice. Reieșim din interesul nostru național. Și atunci vom fi înțeleși toți, și din Est și din Vest. Activitatea Ministerului. Ceea ce aștept eu în calitate de președinte, este profesionalism și disciplină. Profesionalism și disciplină. Și mai mult profesionalism decât declarații politice și implicarea în subiecte politice. Tot timpul veți fi provocați. Voi sunteți portavoce în afara țării și tot timpul veți fi provocați de a face careva declarații. Și veți fi prinși pe picior greșit câteodată. Deci e profesionalism, abordare tehnocrată și disciplină. Nu vreau să dau aprecieri ce a fost în perioada anterioară la activitatea Ministerului. Dar îmi doresc foarte mult o conlucrare cu toate instituțiile statului. Și dumneavoastră știți la ce mă refer eu. Experiența nu tocmai cea mai bună care a avut loc pe parcursul anilor 2017-2019 în colaborarea între instituțiile statului. Și aici mă refer în primul rând de instituția prezidențială și Ministerul de Externe. Încercarea de a bloca vizitele externe a președintelui Republicii Moldova. Eu sper foarte mult că astfel de activități și astfel de acțiuni
nu vor mai avea loc în Republica Moldova, indiferent cine este în fruntea Ministerului sau instituții prezidențiale sau guvernului. Ministerul de Externe este o instituție de stat care promovează politica externă. Nu se implică în lupte și jocuri politice, nu se implică în declarații politice, dar, cum am spus, profesionalism și disciplină. Și al treilea subiect, a treia direcție, misiunile diplomatice. În luna noiembrie, când am fost aici exact în această sală, am menționat că noi împreună cu domnul prim-ministru, cu conducerea de vârf a țării, am luat decizia să promovăm în afara țării, în misiunile diplomatice, în primul rând profesioniști. Funcția de ambasador nu este funcție de a trimite pe cineva la pensie, la odihnă sau la sanatoriu, cum era primit la noi anterior, la un loc mai călduț. Și eu spun destul de sincer aici și foarte dur. Noi așteptăm de la dumneavoastră, de la ambasador, rezultate. Dumneavoastră nu sunteți la odihnă în afara țării. Și haideți să facem o analiză, care sunt rezultatele fiecarei ambasade referitor la schimburile comerciale, la activități bilaterale, la atragerea investițiilor și o să vedeți care va fi rezultatul. Dacă să punem un indicator pentru fiecare ambasadă, câți investitori ați atras în economia Republicii Moldova și care este dinamica schimbului comercial, o să vedeți că nu pentru fiecare dintre dumneavoastră aveți cu ce să vă lăudați. Ambasadorul Republicii Moldova în afara țării primește salariu din contul contribuabilor pentru a da rezultate, dar nu pentru a fi la odihnă în afara țării, într-un loc călduț. Și eu vă rog foarte mult, conducerea Ministerului, haideți să avem aici o abordare cât se poate de pragmatică, eficientă și să cerem rezultate. Noi suntem gata să vă acordăm tot suportul necesar. Am spus, profesioniști. Și ați văzut numirile în funcție de diplomat, în funcție de ambasador, care le-am promovat în parcursul ultimilor luni. Și cele care vor fi promovate în continuare, vor fi colegi de-a dumneavoastră, profesioniști. Dar dacă ați primit mandatul să mergeți în afara țării, așteptăm și rezultate. Tot suportul va fi. Fiți mai proactivi. Insistați la președinte, la prim-ministru, la Camera de Comerț și Industrie, la miniștri să vină, să faceți foruri bilaterale, să vină investitori. Dar dacă o ambasadă în afara țării pe care noi cheltuim milioane de lei pe an nu aduce măcar un investitor sau nu face câteva activități care să sporească imaginea țării în afara țării, atunci despre ce vorbim noi? Atunci cu cine ocupăm noi în afara țării? Încă o dată, noi vom acorda tot suportul necesar. Profesioniști, noi vom face tot posibilul ca ambasadorii să nu mai fie portavocea partidilor politice, cum a fost anterior, și au fost astfel de cazuri. Noi lucrul ăsta nu ne-l dorim. Reprezentați țara, veniți cu rezultate. Vom examina împreună cu domnul prim-ministru, împreună cu colegii, posibilitatea de a rezolva problemele și cu oficiile, pentru că noi achităm foarte mult pe locațiune. Eu am discutat cu mulți dintre dumneavoastră. Dacă în anii 90 noi luam decizia dificilă, pentru că nu sunt bani în buget niciodată, să procurăm unele oficii în afara țării, de multe erau răscumpărate, ceea ce am plătit noi în chirii, parcursul la 20 ceva de ani. Aici tot trebuie să avem o abordare profesionistă, pragmatică, decât să achităm 300-200 de mii de euro pe an într-o capitală, mai bine găsim o soluție prin credit și să răscumpăr din contul aceiași bani. Așa că, stimați colegi, acestea sunt câteva elemente de bază. Politica externă echilibrată, activitatea Ministerului și activitatea ambasadorilor, misiunilor diplomatice peste hotare. Eu vreau să vă urez succes, vă aștept după orele 14, domnul Caras, la 15, da? Vă aștept la ora 15 la președinție și sper foarte mult că fiecare dintre dumneavoastră, pentru că aici în mare parte sunt foarte mulți ambasadori, veți da dovadă de pragmatism și veți veni cu rezultate parcursul următoarelor luni. Succes! Și acum, dacă se poate, eu o să merg conform agendei mele. Spate, domnul președinte. Vă mulțumim, domnul președinte. Bine, mersi.
Eu aș avea o rugăminte respectuoasă față de reprezentanții mass media să încheiem partea prin care dumneavoastră filmați și participați la ședințele, discuțiile noastre, pentru că din acest moment venim la subiect, la discuții pe subiect. Unele sunt extrem de sensibile. Prin urmare, este nevoie ca să rămânem în cercul nostru restrâns pentru a continua discuțiile profesioniste. Vă mulțumesc frumos! Dacă...